pe acel proiect care v-am spus, acțiuni inovative urbane, au venit niște precizări, suma este de 372 de milioane de euro, oraș peste 50.000 de locuitori, cofinanțare, deci 80% este nerambursabil, 20% este necesară cofinanțare, durata maximă de implementare a proiectelor 3 ani. Am discutat cu domnul rector și cu specialiști din universitate să promovăm niște proiecte în domeniul IT-ului. Se lucrează în acest sens, cei de la universitate, în special domnul Pentiuc, care a fost delegat din partea universității, cu domnul Dura, lucrează la documentația care este de completat și eu sunt de acord să încercăm să dezvoltăm un proiect în ceea ce înseamnă IT și știu că au fost și niște investitori care vor să vină la Suceava să facă investiții în acest domeniu. Dacă nu putem să s-a întâmplat la Iași în alte părți, eu cred că este bine să dezvoltăm această ramură cât mai mult la Suceava. A doua problemă pe care n-am rezolvat-o și domnul Popa la un moment dat era supărat, pe bună dreptate spun eu, având în vedere faptul că are și el o problemă cu locurile de cazare și atunci când înscrie studențe intră în competiții cu alte universități, cu acel cămin de la Colegiul Tehnic Alimentar, am găsit o soluție între timp, așa cum se știe, la liceul sportiv s-a dat în folosință un cămin nou, iar căminul vechi care era acolo este înlocuit astăzi. Lăm în considerare această variantă să mutăm o parte din persoanele asistate social de la Colegiul Național Alimentar la liceul sportiv și la alte unități școlare, Samuel Isopescu și în alte părți, în așa fel încât să putem da autorit Consiliul Local să-i punem la dispoziție acel cămin să-l poată moderniza până la începerea noului an universitar.